Bun găsit la Urbaniac! Astăzi îl veți cunoaște pe Andrei Scrab, un sportiv de înaltă performanță care și-a început cariera de instructor de dans sportiv în urmă cu 4 ani, atunci când a decis să pună pe picioare clubul Rezidenții Piatra Neamț pentru a transmite mai departe experiența lui și altor dansatori talentați. Vom vorbi despre talentele cursanților, despre premiile obținute, planuri de viitor, dar și despre evoluția pe care dansul sportiv o poate avea în următoarea perioadă. Bună ziua! Spuneți-mi cum a luat naștere acest club sportiv? Bună ziua! Vă mulțumim în primul rând că ați acceptat invitația noastră de a veni aici în casa noastră, să zic așa. Clubul de dans sportiv Raise Dance are o poveste foarte lungă, o să fiu scurt de data aceasta. Cred că suntem în al patrulea an de la înființare, undeva în 2017, în luna septembrie, chiar pe la începutul lunii septembrie, l-am și afiliat la Federația Română de Dans Sportiv. Numele teoretic și practic trebuia să fie cu totul și cu totul altul, dar are o povestioare interesantă. Eu am ales un alt nume, As Dance, fiind două inițiale de la numele și prenumele meu. N-a fost să fie, bineînțeles, am primit refuz de la solicitarea pe care am trimis-o pentru rezervarea numelui. Colegul meu și unul din prietenii mei foarte buni și antrenor acestui club, domnul Dorel Băgiu, a fost cu ideea de a se numi Raise Dance. Vine de la numele fetiței mele, pe care se numește Raisa. El mi-a zis: Andrei, cred că este un nume potrivit pentru acest club. La început nu am fost de acord, din diferite motive, dar văzând că nu reușim să primim o aprobare pe solicitările pe care eu le aveam, am decis să încercăm asta și într-o săptămână ne-a venit răspuns, nu mi-a acceptat, zic, mama, a fost să fie. Zic că ăsta e numele, așa rămâne și, așa cum v-am zis, în 2017 și mai exact în septembrie, facem 4 ani de când Raise Dance Piatra Neamț este un club oficial și afiliat la Federația Română de Dans Sportiv. Spune-mi, prin ce se diferențiază un dans sportiv de unul modern? Stiluri de dans. În general găsim asemănări, dar cred că, în primul rând, stilurile de dans sunt diferite și este unul din diferențele între cele două stiluri. Cât de mult contează talentul și cât de mult contează munca în a deveni un dansator profesionist? Talentul, într-adevăr, este important, dar dacă nu este susținut de muncă, talentele se pierd. Avem experiențe cu copii care au fost foarte talentați, dar pentru faptul că nu au păstrat o continuitate în antrenamente, în muncă, nu i-a ajutat foarte mult talentul. Eu cred că, făcând un rezumat sau trăgând o concluzie din experiența mea, cred că talentul este undeva 10% important și munca 90%. Care crezi că sunt tatuurile care evidențiază un dansator? Un dansator sau un dansator talentat? Un dansator talentat. Un dansator talentat. În primul rând, cred că talentul e de a prinde mai repede, de a reacționa mai repede, de a înțelege mai repede. Iar aturile pentru un dansator, în primul rând, sportul în sine este cel care te educă, îți dă o manieră, sportul este cel care te formează, îți formează un corp frumos, un mers frumos, te formează frumos pe tine ca persoană. Sunt foarte multe aturi. Corpul sus, brațele, toată lumea pe piciorușul drept, suntem gata, muzica și sus. 2, 3, 4, 5 și 1, 2, 3, 1, 2, transfer, 1, 2, 3, 1, 2, transfer, 1, 2 și 3 și 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 1. Cât de mult contează armonia și fuziunea între cei doi parteneri de dans? Într-adevăr, având în vedere că dansul sportiv este și sport și artă în același timp, este foarte important colaborarea.
armonia între cei doi parteneri, pentru că tot ceea ce se trăiește în interior, ei trebuie să transmită în exterior. Și în momentul în care transmit o armonie, transmit o poveste, transmit niște trăiri, niște emoții, ajung să fie o pereche, să zic, apreciată, plăcută publicului sau arbitrilor sau celor care se uită la ei. Pentru că altfel devin doar niște executanți care execută niște mișcări sau niște pași. Dar dansul la nivelul înalt, într-adevăr, despre asta este vorba. Despre emoții, despre trăiri. Aveți parteneri de dans care colaborează și de la distanță? Avem foarte multe perechi bune. Chiar campion național, chiar vicecampion, chiar membri ai lotului național, care într-adevăr sunt perechi mixte, sunt perechi care... Vă putem da niște exemple. Avem un băiețel în sală care este fost campion, fost dublu campion național la dans sportiv anul trecut și actual vicecampion național, care el este din Piatra Neamț și partenera sa este din Bulgaria, este bulgăroaică. Ei fac naveta și se antrenează la distanță, cu foarte multe eforturi. Avem un dublu campion național în sală de anul acesta, care partenera sa este din Iași. La fel, este o distanță, nu e foarte mare, dar la fel la distanță. Avem perechi care vin din alte orașe aici la noi în sală și se antrenează. Noi avem un club partener care... Ne place nou să spunem așa, Race Energy, este vorba despre Dance Energy din Iași, care suntem colaboratori, ne susținem, avem proiecte împreună și colaborăm foarte bine. Și... Este indicat ca aceste cursuri să fie începute la o vârstă mai fragedă sau se pot începe și mai târziu? De exemplu, nu ce să zicem, la 20 de ani? Într-adevăr, nu e vorba de târziu, pentru că avem la noi în țară dansatori care s-au apucat târziu de dans și sunt dansatori de top, dar indicațiile noastre, într-adevăr, ca în orice domeniu, ca în orice sport, cu cât te apuci mai devreme, cu atât e mai bine. Pentru că încă te formezi, încă ești în formare și atunci în momentul în care ești în formare și în momentul ăla te formezi și pe tine ca sportiv, e mult mai ușor să dezvolți, să te formezi decât în momentul în care deja te apuci, nu știu, la 16 ani, la 17 ani, deja nu e târziu, dar e mai greu, e puțin mai greu. Ce performanțe au dus copiii în lotul? Clubul nostru? Da. De în momentul în care clubul nostru a devenit membru al Federației Române de Dans Sportiv, chiar începând cu anul 2018, noi deja am dus primii sportivi din Județul Neamț, din Piatra Neamț, la lotul național al României, pentru că cum se face această selecție, o să explic puțin ca să înțeleagă toată lumea. În momentul în care particip la campionatele naționale ale României de dans sportiv pe secțiuni, 10 dansuri și sub 21 de ani, în general perechile finaliste sunt perechile care fac parte din lotul național României. Noi chiar din 2018 am reușit să avem primii campioni naționali la dans sportiv, vicecampion național și finaliști la campionatele naționale, de aceea noi deja din 2018 până în prezent suntem în fiecare an cu titluri de campion și prezenți cu numeroase perechi care ne reprezintă orașul, pe noi ca și club, județul, la lotul național al României. Anul acesta avem 16 sportivi la lotul național al României. Cele mai recente premii? Cele mai recente premii, am avut o perechi participante la campionatul național care s-a desfășurat în urmă cu 2 săptămâni, dacă nu greșesc, la Timișoara, unde am avut la 6-9 ani campion național la standard, atât la standard cât și la latino, și vicecampion național tot de la 6-9 sunt tot de la noi de la club, deci
două titluri de campion, două titluri de vicecampion la 6-9, un titlu de vicecampion la 12-13 ani. Și cred că finale, dacă nu greșesc, am avut 10 finale. Cam astea sunt titlurile care ne putem noi lăuda după campionatul național. Și în următoarea perioadă, ce planuri? În următoarea perioadă ne pregătim. Weekendul acesta la Suceava va avea loc un concurs național la care vom fi prezenți, ca de fiecare dată. După care următoarea mare competiție pe care o vom avea va fi la sfârșitul lunii iunie în Italia la Roma, unde clubul nostru va participa cu perechi foarte bune de la noi din club. Dansul sportiv, din păcate, din fericire, este un sport și o artă, așa cum am spus mai devreme, foarte, foarte frumoasă, foarte elegantă, creează niște oameni frumoși, educați, dezvoltați frumos. Păcat că avem foarte multe calități, să spunem așa, și ele continuă, nu este destul de mediatizat. Ca și sport, cum este fotbalul sau cum este tenisul, da? Pentru că, din păcate, dacă dăm pe sport, tot timpul vedem fotbal, tenis, basket, cam astea sunt cele, din ce-mi vin mie acum în cap, mediatizate sporturi, dar se pare că ușor, ușor, federația și noi, membrii federației, împreună cu televiziuni locale, televiziuni naționale, încercăm puțin să împingem și acest sport, pentru că e păcat. Avem sportivi buni, ne batem cu rușii, ne batem cu italienii, la titluri, la medalii de aur, de argint, de bronz, și e păcat să nu reușim să ducem și dansul sportiv, la fel ca fotbalul și ca celelalte sporturi cunoscute. Pe viitor, cum crezi că va evolua dansul sportiv? Păi, eu cred că suntem într-o direcție bună, atât timp cât în fiecare an România are cel puțin o medalie de aur, aproape în fiecare an avem o medalie de aur la campionatele mondiale, câștigăm unele din cele mai importante competiții ale lumii, avem finaliști mondiale europene, avem perechi în top 12 mondial. Eu cred că suntem într-o direcție bună și cu siguranță vom fi și mai bine în următorii ani. Sperăm cu perioada asta grea să trecem și să revenim puțin la viața de dinainte. Și la urmă spunem niște sfaturi pentru cei copii care vor să urmeze calea dansului sportiv. Eu, așa cum la fiecare interviu pe care l-am avut, mereu nu am vorbit și nu am sfătuit neapărat lumea, cu toate că le-aș sugera măcar să încerce să guste din tortulețul ăsta frumos al dansului sportiv, pentru că cu siguranță copiilor o să le placă. Este un sport mai complex, să zic așa, dar având în vedere că nu toată lumea dansează sau nu toată lumea agrează dansul, le-aș sugera orice sport doar să-l practice. Că e pe parte de hobby, că e pe parte de profesională sau că e pe parte de performanță, le sugerez să iasă copiii din casă, să meargă, să se miște, să facă sport, pentru că cel mai
cel mai sănătos medicament sau cel mai important medicament, în ghilimele zic medicament, cred că este sportul, este mișcarea. Atât pentru astăzi, până data viitoare, fiți pozitivi și zâmbiți mai des!